colegi. Deschidem ședința. Am înțeles că domnul Finocchi trebuie să apară și domnul Rusu lipsește, dar îl avem în online. Nu este prezent la ședință prin intermediul online. Bun. Ședința este convocată în baza articolului 133 alineat 1, colaborat cu articolul 134 alineat 1, litera A și litera și alineat 5 din ordonanța de urgență 97 din data de 3-7-2019, privind codul administrativ cu modificări și completări și a dispoziției primarului numărul 190 din 14-4-2021. Pentru început o să-i dau cuvântul doamnei secretar pentru aprobarea procesului verbal din ședința anterioară, din data de 25-3-2021. În conformitate cu prevederile codului administrativ și ale regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, procesul de verbal dată la ședința din data de 25-2021 v-a fost transmis pe adrese de mail. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații la redactarea acestuia. Dacă nu, vă supun aprobării procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc frumos! Procesul verbal a fost aprobat. O să dau citire ordinii de zi. Proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna mai 2021. Inițiator este domnul primar al orașului Târgu Ocna. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 27 din 26-11-2020, desemnarea reprezentanților Consiliului Local Târgu Ocna în Consiliile de Administrație a Comunității de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2020-2021. Inițiator este domnul primar al orașului Târgu Ocna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, pentru anul 2021. Inițiator, primar oraș Târgu Ocna. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare, Bacău, pentru anul 2021. Inițiator, primar orașul Târgu Ocna. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin ANR, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. De asemenea, este inițiator domnul primar al orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre, punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare și a curselor pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna pentru anul școlar 2020-2021. Inițiator, primar orașul Târgu Ocna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea numărului și cuantumului burselor aferente trimestrului 1, anul școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna. Inițiator, grupul de consilier al USR. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 și 2024 al orașului Târgu Ocna. Inițiator, primar orașul Târgu Ocna. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Târgu Ocna în domeniul privat al orașului Târgu Ocna a unui imobil, construcție, fosta secție ORL plus bloc alimentar, situat în orașul Târgu Ocna, strada Tisești, numărul 45, în vederea scoaterii din funcție prin demolare. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna.
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Poieni Extravila, pentru investiția construcție, pensiune, anexe și împrejduit. Inițiator primar orașul Târgu Ocna. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Măsoare Extravilan, pentru investiția amplasare corti evenimente demontabile. Inițiator primar orașul Târgu Ocna. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de salubrizare prestate de Societatea Comercială cu Compania de Utilaje Utilități Publice Târgu Ocna, ESA, pentru utilizatorii non-caznici de pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului digitalizarea patrimoniului faza 1, circuitul monumentelor cu codul QR. Inițiator, domnul consilier Ababi Bogdan. Ultimul punct, întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Poftim? Da, de acord. Da, cine este pentru? Deci, începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2021. Raportul de avizare Comisia Juridică. Comisia avizată favorabil, cu unanimitate. Supunem la vot cine este pentru. Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 87 din 26-11-2020, desemnarea reprezentanților Consiliului Local Târgu Ocna în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna pentru anul 2020-2021. Raportul de avizare Comisia Juridică. Comisia a avizat favorabil cu unanimitate. Așteptăm propuneri pentru desemnarea unui reprezentant, da? Domnul Proiu? Din partea grupului PSD, propun pentru Consiliul de Administrație pe domnul Bucur Ferel. Alte propuneri, dacă sunt? Mai e o propunere, mai este, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotriva? Deci, nu mai uitați, da? Proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021. Comisia Juridică. Comisia Juridică a avizat nefavorabil, 2 voturi pentru, 2 abține, 2 împotrivă. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 15. Se supune la vot cine este pentru ca să treacă această votare. Domnul Mihai, la punctul 3, cum votați? Pentru sau? Are de pentru. Se abține cineva?
Împotriva? Împotriva domnul Măciucă și domnul Ursu și domnul... Și eu. Măteanu. Ce-a numărat? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvânzare Bacău pentru anul 2021. Comisia juridică. Comisia juridică, ca și la punctul de vedere, aviz nefavorabil, 2 voturi pentru, 2 abține, 2 împotrivă. Comisia economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru, 5 pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul pentru. Mulțumesc. Cine se abține cineva? Împotriva? Da. Deci, adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. Comisia juridică. Comisia a avizat favorabil, 5 voturi pentru, cu abținere. Comisia economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Comisia urbanist? Aviz favorabil, 4 voturi pentru și o abținere. Supunem la vot cine este pentru. Discuții. Vă rog. În calitate de membru Comisia de Libertatea Lucrurilor, am ridicat și inserita din proiectul de pe 34-a de problema de legalitatea Comisiei. S-a întrebat că scrie în cod de ministrare, scrie așa, numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. Comisia voastră este par. Numărul nu este de 8, nu este din 9, sau de 7. Ori să punem la vot, îl va face un proiect de hotărâre și mai punem în mai de un membru sau scoate un membru, scrie impar, ori 7, ori 9. Îl președinte nu are nici vot, declarativ nimic. Păi și acum ce facem? Am pus problema și data trecută în comisie. Păi a spus după ce a semnat prima dată procesul verbal. Nu? Parcă așa te gândi. Păi dar atunci am dus în comisie. Atunci ați aflat. Am înțeles. Că a fost problema că domnul viceprimar era membru comisiei, după aceea s-a venit viceprimar și era dat în pară. De pară. Nu este în pară. Ca vice de procesul, nu avem probleme cu lista la vice de procesul. Dar oricum a fost 7 membri, nu? Da, nu a fost. Comisia e format din loc, din par, în mod par, componența comisiei. Nu contează cât au fost prezente. Aici e o așa de o propunere, dacă se poate. Bine, vreau să condeze cineva cum a fost... Forma comisiei. A, forma. Deci, eventual, în viitor o să intervenim cu un amendament. La președinte, dacă îmi permite. Mă rog. Când s-a format comisia, la un moment dat în discuții, a spus că mai e nevoie, s-a vorbit că ar mai fi nevoie de un membru. Eu am completat comisia. Dacă retragerea mea din comisie ar ajuta, aș putea să mă retrag și să nu fie luat în considerație votul meu, prezența, acolo că să deveni, să rămână în pare. Reveniți cu o propunere, domnul Barna, dacă tot ați început discuția. Da, propunerea nu, pentru viitor, bine, cu hotărârea comisia, să o refacem. Ți-i în pare. Păi să nu ținem pe loc atribuirea de locuință. Da. Așteaptă imediat. Dar nu putem să lungim acum. La comisia a fost legal constituită și a avut în vedere că au fost 7 membri prezenți, au lucrat în prezența majorității membrilor prezenți, dosarele au fost la vedere, au putut fi analizate de toți cei 7 membri prezenți la ședință, nu văd nicio problemă de legalitate. De dosare. Problema este problema considerul comisiei, conform regulamentului. Atâta timp cât lista a fost finalizată, primarul orașului Târgu Ocna și-a însușit această listă, chiar dumneavoastră v-ați însușit lista prin semnătura procesului verbal, nu mai văd nicio problemă. Da. Supunem la vot pentru... Avem și o remarcă. Ar fi fost o problemă dacă nu s-ar fi întâlnit vorbă. Și comisia ar fi lucrat în...
Fără cuor. Fără cuor, exact. Mă rog. Am fost întrebată de anumite persoane care a fost criteriul de ierarhizare la punctaj egal. La egale? La punctaj egal. Da. Dacă puteți să-mi spuneți, pentru că legea se stipulează foarte clar că e vorba de echipa genere și... Și situația... La punctaje egale, repartiția apartamentelor se va face luându-se în considerare numărul membrilor familiei sau dacă persoanele respective prezintă un certificat de handicap, știți foarte bine că persoanele cu disabilități au prioritate, apoi numărul membrilor familiei, iar dacă și aici există egalitate, se ia cu prioritizare numărul CER, numărul de înregistrare al CER. Cu data de înregistrare. Deci nu se ia în discuție domiciliul neapărat. Deci dacă e din Târgovna sau din... Că ți-am luat multe muncă în Târgovna. Da? Da. E una din condițiile. Da. Care sunt stabilite de înainte. Pentru că este un criteriu de acces al locuinței, de ierarhizare. Deci că totuși nu e, da. Să vedem. Și văd că mai este aici stipulat cu proiectul de hotărâre, în situația în care solicitantul poate avea la data repartizării, dacă are o situație specială. Vorbesc de viitoare domnică, care nu e căsătorită, urmă să se aducă pe lume un copil, face parte dintr-un șir de, cred că, aproximativ 10 persoane cu punctaj egal, dar este pe ultimul loc. Eu zic că poate fi un criteriu de acces. Acum ne vorbim de copii care există în lume. Deocamdată noi acum... Dar poate fi o situație locativă specială. Trebuie să nască câștigă nouă nume. Și dacă face pe IGM? La data repartizării, deci nu mai rămâne cu același apartamente rămase sau dacă pe parcursul anului se pot elibera aceste apartamente. Asta vreau să știu dacă este... Oricum, lista am făcut-o până la 41, deci de la toată lista care au fost acceptați, care au adus toate documentele. Am înțeles. Câte apartamente aveți disponibile? Sunt 13 garsoniere. Și care spate la un garsonier. Pe de apartament acum sunt, dacă se liberează unul, și din ăștia care au... E o listă de acceptare. Dacă este ierarhizat și e cu punctaj, familia respectivă sau persoana respectivă trebuie să opteze. Și poate să opteze, să aștepte când se eliberează primul apartament. Ori ea, ori așteaptă, depinde cum se eliberează. Cum dorește. Deci, să punem la vot pentru listă, da? Cine este pentru? Cine? Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Da. Deci, proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare și a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna pentru anul școlar 2020-2021. Comisia juridică. Comisia juridică a vins nefavorabil pentru abținere, 2 împotrivă. Da, vă rog frumos. Comisia economică. Comisia economică a vins favorabil 4 voturi pentru, 1 vot abținere în turnul regional. Să punem la vot cine este pentru. La discuții. Discuții. Da. Discuții? Da. Domnul președinte, având în vedere că avem două proiecte cu același obiect sensibil în bursele, vreau să particip la ședință două elevi care sunt președinte la Fricie Prințială din Gheilurilor și fac parte din conducerea grupului școli curate.
Vă rog să vă supune la vot, dacă poate intervenire în 5 minute. De ce? Nu. Dar sunt președinte, trimite președinte de la... Deci, domnul consilier, noi avem un regulament care trecut prin Consiliu și avem o hotărâre numărul 15 din 25-a 2-a 2021, care am aprobat-o, da? Dacă vreți, haideți să vedem ce spune. Da, și dacă nu se schimbă de la vot... Păi dacă nu, veniți cu un amendament data viitoare și schimbăm regulile. Data viitoare, mai pot veni și cu amendament, dacă e nevoie. Haideți să schimbăm. Vă rețipune la vot, dacă pot participe. Haideți să schimbăm în locul meu, dacă vreți, da? Nu, că am eu cu putere. Dar acum, haideți să citim să vedem ce se poate reclamă. Regulamentul de organizare al Consiliului Local prevede faptul că dacă cetățenii din orașul de comună care vor să participe la ședințe, pentru a gestiona punctul de vedere pe un anumit punct de pe ordinea de zi, ar trebui să facă o solicitare cu cel puțin o zi înainte de data ședinței. De asemenea, cetățenii care au domiciliu în orașul Târgu Ocna, la fel, ar trebui să își anunțe venirea, ca să vedem în funcție de numărul locurilor disponibile. Și să anunțe și tema, pentru ce vine. Exact. Am înțeles tema, pentru a... Bine, dar... Să anunțe tema, pentru că se vedea de bună. Cum? Să punem la vot, vă mulțumesc dacă e de acord, să facem o excepție la Consiliul Local. Deci, domnul, nu, eu nu schimbam acum regulamentele, da? Bun. Mai sunt alte discuții? Vă rog. Da, felicit executivul Parlamentului noastră, pentru că este cea mai mare sumă care este alocată elevilor meritoși din orașul Târgu Ocna. Și vă fericit. Da, mulțumesc. Dacă mai este cineva? Dacă nu mai este, să punem la vot cine este pentru. Cine este pentru? Pentru burse. Să vedem mâna. Da. Cine este împotriva? Domnul Măsica, ați votat împotriva? Pentru? Cine este împotriva? Abținere? Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind... Proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului 4 bursurilor aferente semestrului 1 al anului 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna. Vă rog, Comisia Juridică. Avizul Comisiei este favorabil. 4 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia Economică. Avizul este nefavorabil, un vot pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri. Discuții. Dacă sunt discuții, vă rog. Nu pot să-mi dau seama de ce obținut avizul favorabil, dar proiectul se mulează exact pe lege. Dacă vrem să investim în aurul cenușiu, în copiii noștri, ar trebui să asigurăm aceste burse, așa cum se găsesc fonduri pentru tot ce poate, pentru elevii noștri ar trebui să găsim o variantă, să-i premiem, exact cum spune legea, nu mai mult, nu mai puțin. Fără discriminări, fără nimic. Ne încadrăm în limita legii și acordăm aceste curse. Și pe urmă, luăm banii de la guvern, că oricum trebuie să-i bugeteze, nu? Păi n-aveam să sunt sursa care îi bugetează, dacă... Deocamdată. Dacă le dă guvernul, noi nu se pune problema. Dar mai departe, aceeași sursă. Da, altcineva dacă nu este? Vă rog. La adresa venită de la Academia de Bună sunt 1807 de elevi, potențial bursier. În proiectul de primul proiect de... Ce e Academia? Academia Română. Unde e asta? Aia era... La Bucurie Academie. Adresa venită de primăria locului. Asta a fost. De ce e adresa venită de Consiliul
57 de hectare. Este acolo. Și dacă noi am uitat la 3 sub la 400 de cuție, când e primul proiect, noi cum nu poate îndepărta noi asta, dacă 300 de copii, 850, și avem burse pentru 150 de copii, pe ce principiu departajăm? Va discriminare între ei? Sau de pochi, am poate revers? Sau care n-a venit sau nu e n-a venit? Nu vreau să facă discriminare. Dar prin cer tot de aceeași lege, vreau să spuneați că nu sunt fonduri de alocare. Asta spunem și noi, voi, dacă l-ați citit. Da. Ați vedea că acolo scrie, sau acordarea burselor este condiționată de sosirea banilor de alocare. Dacă vin 0 lei, dăm 0 lei. Dacă vin 1.200.000, dăm 1.200.000. Dar este o transcriere a legii și este o cerință legală să trecem prin Consiliul Local. Acum că au venit 300.000 de lei și i-ați prins într-un proiect 300.000 de lei, nu înseamnă că respectăm legi. Ăsta e punctul nostru de vedere, din motivul ăsta ne-am abținut la proiectul din anul. Corect. Asta e părerea dumneavoastră. Altcineva, dacă mai este... Dacă nu mai este, supunem la vot cine este pentru... Cine este pentru? Șapte voturi pentru Munteanu, Paraschive, doamna Isuze și domnul Rusu. Domnul Rusu, cum votați la proiectul împotrivă? Abține. Abținere. Da. Deci dacă se mai abține cineva? Și eu. Abținere. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cine este împotrivă? Domnul Grozav, împotrivă. Împotrivă? Da. Deci domnul Grozav la lacră, da? Împotrivă, atunci nu. Îmi dați să vă spun că nu ești la număr de aia. Deci, cum? E ca un capital. Deci, proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022-2024, aprobat de Comisia. Dacă sunt discuții aici, Comisia juridică. Comisia juridică a realizat favorabil proiectul așa cum a fost prezentat de către executiv, 5 voturi pentru abținere. Dar au fost propunate și o serie de amendamente din partea domnului consilier Mânciu Pesondel, iar acestea au fost avizate de asemenea favorabil, 4 voturi pentru și 2 abțineri. Da. Amendamentele au fost depuse în scris, ne-au fost prezentate de domnul consilier Mânciu Pesondel în cadrul comisiei și probabil că vor fi. Deci eu să le reglăm la discuterea. Da. Comisia de urbanism. A fost favorabil în unanimitate. Comisia economică. A fi favorabil 5 voturi de 5. Vot pentru favorabil. Da. Rog pe domnul Măciucă să ne dea citire la amendamente. Am o rugăciune la masă, dar când o să votăm amendamente, trebuie să le votăm pe rând. Să vedem care trec, care nu trec și la urmă facem un bilanț. Deci, da. Îl scrim pe primul, votăm, trecem la al doilea. Da? Numai o secundă. Amendamentele veți citi în ordinea numerătării, da? Vă rog, da? Sigur, da? Ca să nu mai scriu eu tot ce spune dumneavoastră. Deci, primul amendament depus este reabilitarea, eventual cofinanțarea, reparației Bisericii Sfântul Nicolae, unde am considerat că putem aloca suma de 300.000 de lei de la cod 20.130 la alte bunuri și servicii unde am identificat eu o sursă de bani.
de la care am putea da banii pentru reabilitate. Camera Privație este un monument istoric care așteaptă de peste 50 de ani renovarea și este o rană pe sufletul orașului Târgoviște și ar trebui reabilitat. Asta este primul amendament. În votare. Deci, la amendamentul, mai e cineva care vrea să-ți vorbească? Nu, e prima oară când aud amendamentul și aș vrea ceva completări, dacă se poate. Sigur. De unde luăm banii și ce facem cu ei? Da, luăm alte bunuri și servicii, de la secțiunea alte bunuri și servicii pentru întreținere. Cod 20.130. Iar se demară toate tot ce trebuie un șantier pentru a fi abilitat sau alte, tot ce trebuie. Da? Nu știm în ce poziție este acum pentru o poziție. Păi, dar tot ce trebuie să avem 350.000. Anul ăsta. Dacă am reținitor, hai până. Faci un proiect, nu e o problemă. Domnul președinte, domnul consilier, știu dacă este cea mai bună procedură amendamentul făcut acum și votat. Grupul Pro-România a făcut un amendament în timpul dezbaterii publice a bugetului și el a fost discutat, s-au prezentat documentele, este vorba de alimentarea cu apa cartelului Vâlcele și eu chiar vreau să mulțumesc executivului pentru promptitudinea de care a dat dovadă și am prins în buget această sumă. Nu putem pune o sumă fără să avem proiect, este un monument istoric, trebuie documentație acolo. Nu cred că este normal să vii și să spui pentru. Deci noi am pentru apă. S-a prezentat documentele, proiectul de reabilitare cu sumele care sunt pentru fiecare poziție în parte. Cred că așa era normal să se facă și chiar eu am văzut receptivitate la executiv și am prins în buget suma respectivă pe exact pe obiectivele care sunt în proiect. Deci nu putem aproba, sau cel puțin grupul nostru, nu aprobă, așa vine în Consiliu și spun, dar de ce 300 și nu 500, nu 700? Adică nu cred că este normal. Sumele acestea trebuie justificate și acolo unde este proiect. De asemenea, doresc să apreciez că s-a stabilit foarte clar în continuarea proiectelor care există, cu sume foarte clare de cofinanțare, pe fiecare proiect în parte și acesta este un lucru bun pentru cetățenii orașului Târgoviște. Toți am dorit să facem aceste monumente, da? Haideți întâi să facem procedura. Pentru că noi nu avem nici măcar proiect, dar deja alocăm o sumă care va rămâne în buget acolo, așa cum spunea și domnul consilier Ababi, rămâne acolo și ce poți să faci? Că a venit documentația lor. Da, vă rog. Mi-aduc aminte stimabilului consilier, colegul meu, că a alocat de data 1 decembrie 6 milioane sume atrase. Deci eu am identificat locul de unde se iau banii și unde vreau să-i pun, am identificat suma, am făcut amendament, nu văd niciun impediment pentru a apuca acești bani. Ceea ce spune domnul primar, fost primar și rogii, nu se susține. Bine. Deci se votează în Consiliul Local. Vreau să mă refer la subiectul în sine. În 1999, ministrul liberal al finanțelor de atunci, fiind țărâna ușoară, deși pe-al treia Remeș, a venit în zona și văzând că biserica se dărâmă, a aprobat un transfer și de 1 miliard de lei vechi atunci. Și a ajuns pentru atât, măcar s-a consolidat atunci. Și de atunci, din păcate, de 20 ceva de ani, în starea asta, măcar nu se dărâmă, probabil. Și este un monument istoric, da. Acum, se pune vreo, nu s-au găsit bani pentru... Astea la alt regim, nu puteam găsi bani mari. În alte surse sunt cheltuiri de la noi, o sumă destul de mare, adică 300 de mii de lei. O sumă destul de mare. Și dacă ar rămâne numai pe guierle, cum se vede, cred că ne-ar rămâne chiar mai puțin decât atât. Nu știu, dacă am pune picturi sau altceva, ar fi poate prea mult. Deci un proiect, înțeles că este cofinanțat. Deci poate să fie și mult mai puțin, dacă găsim o altă sursă la care să contribuim cu 2% și să... Da, sigur, printr-o rectificare se poate corecta asta. Deci,
V-am spus asta pentru că știu, am fost implicat. Atunci știam problema și e într-adevăr o rană pe orașul nostru. Chiar au trecut, a fost centenarul războaielor de pe dealurile noastre de aici. Credeam că atunci era o ocazie bună să fie. Mai ales că știu că atunci a venit tot județul și toată sarja, pentru că reprezentantul președinției a fost în zona. Era bine să fi fost făcut atunci. Deci, eu zic că e o idee bună. Acum, sigur, valoarea poate fi discutată, să vedem. Sau poate că asta va stimula executivul să prindă rapid niște fonduri de la monumentele istorice și să mergem mai departe, fără niciun ban de la noi. Mulțumesc! Da, mulțumim! Vă rog, dar rugăm să vă rog! Da, mulțumesc, domnule președinte! Este cunoscut faptul că de loc mai cele mai multe biserici raportate la numărul de locuitori, dar e rușinos că Biserica Sfântul Nicolae este în situația în care o știm cu toții. Cu toții iubim pe Dumnezeu, nu sunt fără Dumnezeu, Biserica este un simbol. Cred că aici trebuie să fim de acord, indiferent de consilier, cum îl cheamă, pe Măciucă, pe nu știu ce, e un demers și acum nu neapărat că e și hramul și numele meu, sunt Nicolae, dar iubesc biserica. Eu cred că să nu ținem cont de politică și să îi acordăm un sprijin și din partea mea la votul, pentru cu toate greutățile care pot apărea cu acus, adică să fim un demers, să acordăm atenție Bisericii Sfântul Nicolae, este în centrul orașului, este un simbol istoric și nu numai. Un succes! Da. Mai e cineva care... Mă rog. Vreau să întreb și eu executivul, dacă a luat în calcul vreodată să facă vreo lucrare la această biserică sau cumva, un proiect, ați gândit că ați vrea un colegul la care un proiect. Acum noi ce să facem? Să mergem să vorbim cu ofițul de construcții, să facă devizul, venim cu devizul aici. E primul început aici, ideea. Asta, da, încercăm, pe asta vizez. Haideți să încercăm să facem. Păi o lăsăm și anul ăsta, o lăsăm încă un an, poate să rămân în timp, nu mai ce facem. Dacă aveți un demers, spuneți-mi. Pe legătură cu această biserică. Vreți să o refaceți la anul, sau peste 2 ani, sau cumva. Da. Da. Doamne și domnilor consilieri, atunci când elaborăm un buget, este un document foarte important pentru că practic ține viața comunității noastre pentru o proiecție de un an de zile. Așteptările sunt mari, nevoile sunt multe. Am încercat, alături de executiv, să construim acest buget, un buget închegat, un buget funcțional, ținând cont de proiectele care se află în evoluția comunității, în diversele lor faze, de funcționalitatea localității, pentru că trebuie să asigurăm toate serviciile pe un parcursul de ani de zile, și este adevărat că trebuie să asigurăm și remunerația resursei umane. Am studiat toate, vreau să fac doar o intervenție, toate amendamentele domnului consilier. Am studiat amendamentele, le-am primit. Aceste proiecte și pe mine frământă. Sunt proiecte importante, sunt proiecte pentru comunitate, pentru că până la urmă nu cred că e cineva care ar propune vine cu o idee, vine cu o propunere care nu ar fi în beneficiul comunității. Dar totuși trebuie să luăm într-o anumită ierarhie, să luăm într-o anumită responsabilitate și ținând cont și de valorile care le atragem în buget și cele care le putem constitui la bugetul local din impozitele și toate celelalte venituri locale. Nu putem ca executiv să susținem acest amendament pentru că, în primul rând, biserica Sfântul Nicolae face parte din patrimoniul cultural al localității, dar ea are o altă proprietate. Aparține Bisericii Ortodoxe Române prin parohia care este arondată. 2. La nivel de acest obiectiv, într-adevăr, așa cum spunea și domnul Cristian Antoche, domnul consilier, că au fost mai multe etape de finanțare. A fost acea etapă, după care a fost o altă etapă de finanțare când s-a schimbat acoperișul cu tablă, tocmai pentru a se conserva ceea ce este acolo. Și acolo este un proiect complex. În decursul ieri, împreună cu doamna arhitect Schechter, am fost cu arhitectul care a câștigat licitația de la Catedrala Mântuirii Neamului, este bahăuan,
a fost acolo, s-a uitat, e un proiect complex pe care trebuie să fie și care trebuie să fie susținut nu numai local, ci și pentru o finanțare, dacă nu națională prin bugetele alocate, cred că și prin finanțare europeană prin acele planuri de reconstrucție și reziliență. Eu cred că trebuie să fim responsabili în ceea ce afirmăm și ceea ce ne propunem să facem, pentru că așa sunt lucrurile firești. Nu avem la această dată actualizate niște valori, nu avem la această dată actualizate niște avize, pentru că acolo, dincolo de construcțiile în sine, acolo fiind obiect de patrimoniu și clasificat, are un alt regim. Da. Putem să gândim un proiect, să-l prindem pe eventualele linii de finanțare care vor apărea în perioada următoare și să mergem pe el înainte. Nu este singurul proiect, sunt mai multe monumente. În decursul timpului sunt nominalizate și pe o listă în așteptare la Compania Națională de Investiții, au fost prevăzute în 2017 odată cu centenarul, au fost propuse, dar iată că așteaptă în lista de rezervă. Mulțumesc! Vă rog! După părerea mea, putem face un pas, exact cum l-am menționat în amendament, și pe parcurs, dacă prindem o linie de finanțare, o să ne costă foarte puțin, o să redistribuim bani. Dar trebuie să facem un pas înainte, nu în spate. 50 de ani sunt foarte mulți. Nu mai avem răbdare să așteptăm între 10, între 15, pe baza unei ipotetici finanțări, sau că vom aproba un buget generos în care să facem să reface monumentele istorice. Dragi colegi, din mâna dumneavoastră de ce? Mulțumesc! Vă rog, domnul Pasile. Spunea domnul primar că biserica, în anul dat, parohiei vreci, sau vreci, un pas n-ar putea, adică să fie implicată inclusiv parohia. Pentru că este nu numai interesul administrației unității primăriei, ci și parohia. Cred că ar trebui să aibă și în sensul ăsta se poate face înspre ori, să zicem, cu primăria sau doar parohia să facă un memoriu la Ministerul Culturii și Culturilor în vederea unei viitoare finanțări, cofinanțări împreună cu primăria. Adică se poate face un prim pas în sensul ăsta, în vederea că nu e numai clădirea în sine, ci cred că trebuie ansamblu, tot ansamblu monumental de acolo trebuie cuprins în toată această realitate. Și cred că în sensul ăsta ar trebui luat în considerare, adică o colaborare inclusiv cu instituția, parohia de care aparține biserica respectivă. Eu mulțumesc mult, domnul consilier. Să știți că în timpul dezbaterii publice a bugetului am avut întâlniri cu principalele categorii socioprofesionale din Târgu Ocna și implicați în actul ăsta de a avea acces la resursele bugetului local. Și am avut discuție cu preacucenice părinți care administrează această parohie și cu ceilalți. Și vreau să vă spun că dumnealor derulează acum sau construiesc acum trei linii de finanțare sau acces spre trei rânduri de documentație. O documentație este pentru ansamblu cultural de la Biserica Sfântul Nicolae, o altă linie și un alt proiect pentru biserica, reabilitarea Bisericii Precisat din centru și cel de-al treilea proiect este pentru punerea în valoare și reabilitarea ansamblului cimitirului de la Domneasca și biserica de acolo, biserica de lemn. Deci sunt trei documentații cu toate demersurile, și Ministerul Culturii, și celelalte ministere. Deci suntem într-o lucrare permanentă, alături de celelalte biserici și parohii cu care am avut discuții și fiecare am găsit o formulă de a putea, din bugetul local, să susținem cheltuielile imediate și cele pe termen scurt, atât cât putem pe anul 2021. Mulțumesc! O ultimă intervenție aici. Repet, e prima oară când aud acest amendament.
Eu o să mă abțin la el. Intenția este nobilă, dar alocarea este arbitrară. Adică 300 de mii cu care să facem orice, înseamnă că pot banii ăștia să ajungă nicăieri. Și eu nu pot vota un proiect în care nu știm, nu avem un proiect. Facem proiect. Dar nu știm nimic, dar nu știm. Dar alocăm banii. Să începem ce trebuie să începem la problemă. Să nu știm. Doar în față. Doar biserica poate să inițieze. Aici nu sunt dați pe urmă. Nu vreau să spoim nimic în orașul ăsta de dragul de a arăta bine un an sau doi ani. Dacă costă 3 milioane, hai să știm că costă 3 milioane. Și atunci hai să-i punem 3 milioane și să o terminăm și să o facem și să fim mândri că banii aia chiar i-am folosit ca niște profesioniști. Dacă punem 300 de mii, să dăm bine așa că să fie banii aia pentru orice, pentru orice înseamnă pentru nimic. Eu, repet, fața întâlnat, mă abțin din acest punct de vedere. Nu există un proiect dus până la cap. Da. Intenția e nobilă, repet. Da. Doar o să mă spun la șeptul totuși. Da, domnule. Și este vorba de o biserică ortodoxă. Acum, în două parte, că unii suntem ortodoxi, dar și catolici, este o biserică în așa. Poate, nu? Nu am oprit. Să nu am oprit. Putem aloca o sumă mai mică, dacă să nu afectăm prea mult bugetul local. Nu afectăm deloc bugetul. Am luat din dar ca să găsim o premență la... Să fie un început, să fie și pentru anii următori, continuat proiectul, știți, aici treaba să... Da, poate fi o sumă mai mică. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Nu problema de a aloca. Da. Ne, o dezbatem aici. Domnul consilier propune să relocăm pentru un capitol. Acel capitol nu este un sac în care s-au pus acolo niște sume care n-au nicio componentă pe cheltuială. Deci, nu Dacă vreți să mai să lămurim lucrurile, pentru că de mulțumit, clar, poate nu reușim să le mulțumim. Deci aici este problema. Că dacă bugetul localității ar fi permis ca să alocăm pentru fiecare obiectiv, pentru fiecare monument istoric, pentru fiecare capitol din domeniul public al localității, ar fi fost ideal. Eu vreau doar să vă spun și o să prezint mai multe date când analizăm bugetul în sine. Aici am făcut doar câteva lămuriri asupra acestui amendament. Mulțumesc. Dacă mai vrea cineva să intervină, să punem la vot amendamentul cu numărul 1, da? Cine este pentru? Și domnul Barna? Și domnul Trejmariu? Șapte, da? Început și pe domnul Rusu, dacă... Domnul Rusu, amendamentul numărul 1. Auziți, ce zici? Varianta executivă. Varianta executivă. Da. Dacă este cineva... Împotriva. Alege un amendament că sunt necesare 9 voturi. Deci? Sunt 7 voturi. Amendamentul numărul 2, domnul Mamon. Da. Amendamentul numărul 2 se referă la alocarea unei sume de bani pentru angajarea unui însoțitor pentru o persoană cu dizabilități conform documentelor depuse. Nu am știut suma care trebuie alocată pentru așa și iar răspunsul primit de persoana în cauză de la domnul primar a spus că după buget va putea fi angajată și am înțeles că da, că trebuie să fie cuprinsă în buget. Dacă nu este bugetată, nu poate să-i dea bani. Sau să o angajeze. Dați numele persoanei care numele n-am știut cine este, n-am știut nimic. Domnul Nicoleta și centru Chină Mădălin. Persoană cu dizabilități și cred că oricine are un copil cu dizabilități cunoaște o durere mare și așteaptă de undeva un ajutor. Deci un ajutor pe care comunitatea poate să îl ofere, da?
fără nicio problemă. Nu ne referim aici la persoane. Deși domnul consilier duce lucrurile în subiectivism, spunând și la comisie că a fost o persoană în audiență la dânsul și de aia trebuie rezolvată problema. Că am fost doar la dânsul. Vă rog frumos să nu lăsăm. Domnul. La nivel de localitatea Târgu Ocna, sunt 80 de persoane care au certificate de persoane cu dizabilități, fie de grad 1 sau fie de gradul 2. Legiuitorul a hotărât că persoanele care au certificate de categoria 1, gradul 1, beneficiază sau pot beneficia fie de asistent personal pentru îngrijirea persoanei, cu un program de 8 ore, sau poate beneficia de plata, familia poate beneficia de indemnizație egală cu valoarea salariului net al unui asistent personal. Deci fiecare persoană care are certificat de încadrare în grad primește acea indemnizație. Sunt câteva persoane care au rămas și sunt cu niște categorii speciale, care au și asistenți personali. Acum, la nivelul localității, sunt 11 sau 12. Nu putem să gândim subiectiv. Ne-am fi dorit ca să traversăm și să încadrăm toate persoanele sau membrii din familie sau persoane specializate pentru îngrijirea tuturor celor care au acest necaz. Da, facem încă o dată precizarea că sumele acordate pentru acestea vin prin direcția muncii și sunt transferate prin Consiliul Local. Este adevărat că și Consiliul Local trebuie să pună un procent de 10 până la 10%. Deci și aici, ținând cont de sumele care le-au fost alocate, de aceea suntem în această procedură și în această problemă. Acum nu trebuie să ducem lucrurile, păcat că aici ați pronunțat nume, pentru că nu trebuie să ducem în zona analizei politice persoane care traversează o perioadă dificilă din viața lor. De aceea nu putem să susținem acest amendament din punct de vedere al executivului, putem să susținem orice soluție care duce la reglementarea principiilor. Și atunci suntem ok. Dacă putem și ne permitem să suplimentăm cu 2, 5, 9, 15 posturi, câte ori fi, da. Dar nu discutăm de persoane. Că nu e aici regula cine a pus primul sau cine a venit în audiența cui. Mulțumesc. Vă rog. Dacă noi, ca și Consiliul Local, nu putem ajuta un om, înseamnă că nu putem ajuta pe niciun. Este un drept, este adevărat o cerere și așteaptă un răspuns. Dacă este bugetat sau nu. Asta se așteaptă de la noi. În rest, că nu sunt bani, asta o știu de mulți ani de zi. Vă rog frumos. Nu faceți lucrurile că nu sunt bani. Nu faceți. Mai e cineva care vrea să intervină? Atunci supunem la vot amendamentul cu numărul 2, da? Cine este pentru? Cine este pentru? Gata, să terminăm. Nu, dați abținere împotrivă. Abține, dar trebuie să... Nu întrebați că sunt și abținere. Abține, cine e mai mare abținere? Împotrivă? Deci, amendamentul cu numărul 3. Da, mulțumesc. Amendamentul numărul 3. Alocarea de suma de bani necesară pentru reabilitarea tehnică a liceului tehnologic. Am primit o adresă în Consiliul Local pe care mi se solicita sprijinul de a aloca bani pentru a accede la un proiect, să fim cofinanțator. Și cu toți activită și așteptită și acum este rândul nostru să alocăm acești bani. Nu am știut exact cât
cât ar trebui metodul de noi, dar poate și poate știe de obiectul și poate să vă spună. Și din același capitol bugetar, aș vrea să fie luat bani. Vă mulțumesc. Vă rog. Domnul președinte, stimați colegi, dacă v-am invitat la ședința din luna martie, sper să nu fie greșit, știu că inclusiv conducerea liceului tehnologic a venit cu adresă către executiv și vă amintiți cu toții, în care cerea ca ajutorul, ca pierdutul, executivul să găsească soluții de finanțarea proiectului. În buget. De în buget sunt prinși proiectul de buget propus. Sunt și sume alocate. Sunt sume alocate și bănuiesc că va urma într-un viitor apropiat. Cred că problema este rezolvată pentru început. Eu am amintit tot ședința trecută, Comisia de Urbanism, în unanimitate, a cerut prinderea în buget a sumelor necesare de valoare pentru de reabilitare și a liceului tehnologic și a oricărei asociații de locatari care reușește să aibă dosarul complet și să demare proiectul. Am zis că proiectul de reabilitare n-a venit încă, n-au apărut normele. Deci, practic, eu zic că e rezolvată problema, pentru că am văzut că sunt prins și 35.000 pentru asta, o fi puțin, o fi mult, dar există ca și poziție și după aia, dacă iese mai repede proiectul la liceu de gândi, ne facem pe el primul, dacă iese la alte locuri, le vom face, dar v-am gândit Comisia de Urbanism, a asociat executivul și văd că s-a rezolvat problema. Deci, practic... Din punctul meu de vedere, consider că ai venit în Nu ne permitem ca executiv să nu luăm în calcul orice propunere care este constructivă la nivelul localității. Superficialitatea domnului consilier lasă de... sau dezrage lasă concluziile. În proiectul de hotărâre, anexa numărul 4, capitolul C, alte investiții, la poziția 12, scrie așa, reabilitare, modernizare și dotare liceu tehnologic Târgu Ocna, proiect POR, 30.000 de lei. Am spus și în ședința de data trecută și o mai repet, că am pornit la să construim un proiect pe finanțarea pe mediu. Finanțarea pe mediu poate aloca proiecte până în valoare de 5.000 de lei, dar doar pentru reabilitare energetică. Corpurile de clădiri de acolo le trebuie o reabilitare mai mult decât atât. Pentru că acolo nu sunt funcționalități. Și atunci nu putem să modernizăm acea unitate de învățământ decât printr-un proiect, așa cum facem și cum derulăm acum școala 1 și școala 2, și am prins aici banii pentru începerea documentației. Pe POR, pe axa de specială pentru învățământ, vom derula această investiție. Este singura unitate școlară din Târgu Ocna care trebuie să-i găsim soluții, pentru că grădinițele au fost rezolvate, creșa a plecat pe drumul ei, în construcție nouă, colegiul este aproape de finalizare și școala numărul 1 deja s-a emis ordinul de începere lucrări, iar școala numărul 2 a trecut încă de o nouă etapă de evaluare. Deci nu ne este indiferent nicio formă de învățământ din Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Restul, așa dacă că să punem sume, tot doar atâta vreau să transformi de școala 2, poate prindeți inclusiv și grădinița. Sau și este prinsă inclusiv și grădinița. Nu, în proiectul în POR este prinsă doar unitatea de școală, cu cele două corpuri și cu construire, sală de sport și amenajare teren de sport. Grădinița Floare de Colț, încercăm să o introducem în proiectul cu reabilitare pe partea de mediu. Acolo avem o problemă de planșeu, de asta, fiind un corp de clădire mai mic, ar putea să beneficieze de această investiție. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru amendamentul cu numărul 3?
Deci două persoane, da? Cine este contra? Cine se abține? Eu împotrivă. Amendamentul cu numărul 4. Câte sunt toate? 10. 10. Data viitoare venim noi cu 20. Vă rog, insist. Amendamentul cu numărul 4 se referă la amenajarea unui teren multisport basket plus tenis de fund, undeva în spatele tribunei, tribunei de la stadion. Reamintesc că tribuna s-a stricat cu promisiunea că va face alta, dar nu s-a mai făcut. Așa, se aloce 100.000 de lei de la buget, plus taxa de sport pe care agenții economici o plătesc, plus sponsorizările care doresc să participe la acest proiect, la care mă scriu și eu să sponsorizez. Banii se vor lua de la același buget, 20 pe 1, 30. Investiția în sănătate, în sănătatea prin mișcarea copilor, este cea mai profitabilă și benefică din lume. Da. Domnul... Și eu am spus la ședința trecută, sau două, cu două ședințe, că în Târgura nu s-a mai făcut un teren de 30 de 50 de ani. Și știu exact ce spun. De pe vremea când ați spus, era că au avut mai după tenis. Cred că, într-adevăr, și-a rugat executivul să prindă în buget. Acum, deci, inițiativa este binevenită. Într-adevăr, 100.000 nu e o sumă prea mare. Se pot face chiar două cu o sumă mai mare, unul lângă altul, pentru că investiția este mai mică atunci, totdeauna organizare de șantierii aceiași, deci totdeauna mai general faci două unul lângă altul și loc este în parc. Și chiar mă uitam la lista de investiții la poziția 14, 150.000 de lei, deci exact, dar de aici sunt locuri de joacă pentru copii. Și asta e un loc de joacă pentru copii și nu numai. Deci, copii mai mari, dar se începe tenisul de la 4 ani, dacă suntem consecvenți. Deci eu am să votez acest amendament și rog executivul să găsească soluții, pentru că la 50 de ani odată să facem un teren de tenis în aer liber în Târgura, eu zic că nu-i prea des. Da, mulțumesc. Da, mulțumim și noi. Dacă nu este cineva care vrea să vă luăm. Iar și poate de viitor să faceți cumva să trimiteți amendamentele din timp, pentru că acum auzim de ele, nu știu. Le-a făcut al altăi și colegii dumneavoastră au fost în ședință, putea să vă informeze. Dar trebuie o comunicare formală, nu? În câte lume mergeți în formă. Am să încerc să le trimit, că acum am dat și eu să vă mulțumesc. Da, dar materialul a fost singur de... Eu am văzut că l-ați postat și pe Facebook, dar nu pot să mă iau după informații așa. Vreau să văd de la amendamente primite într-un cadru. Câte informații? Câte informații? Nu dau cu semne pe Facebook, nu le acordă atenție. Cu toții, indiferent de orientări sau de religie, iubim sportul și mai unii practicăm sporturi mai dinamice, alții mai statice, nu vorbim despre asta. Vorbim despre sume. Ce facem cu banii ăștia? Avem un proiect. Știm cât costă un teren, dacă ne rămân bani doar de un coș de basket, ce facem? Noi primăm un coș de basket, nu-i mai punem panou, nu mai avem bani. Deci dacă nu avem un proiect, e doar așa o părere a unui cetățean care vine și aruncă o propunere, dar nu cred că se ridică la nivelul unui consiliu local care merită discutată în cadrul discuțiilor pentru acest buget local, pentru un an de zile, pentru Târgoviște. Eu, iertați-mă, nu că îmi pierd timpul, dar este sub demnitatea Consiliului Local să stăm, să auzim pentru prima oară niște lucruri din astea și toți le dăm cu părere. Deci dacă nu este fundamentat economic, nu are un proiect, nu mai pune. Sună bine, dă bine, toți vrem de toate, dar nu se poate să îmi pierd un timp aici. Da, mulțumesc. Mai e cineva care vrea să ia cuvântul? Punctul de vedere, la fel, este de a nu susține acest proiect, nu că nu este un proiect important, un proiect pentru tineri din oraș,
dar vreau să fac doar precizarea, că la școala numărul 1 a fost sprijinit în, orașul a fost sprijinit în construcția unui teren de sport, care nu are dimensiunea unui teren de tenis, și valoarea lui a fost 150.000 de lei, subvenționată 100.000 de lei prin o fundație și 50.000 de lei prin... aproape 200.000. Deci iată că să facem un lucru durabil, trebuie să-l alocăm, iar da, în zona parcului, acolo trebuie investiții majore în această direcție de relaxare. Intrăm anul acesta, sper, ca să finalizăm cu dată licitația cu valorificarea turistică, a potențialului turistic al localității, va fi un șantier acolo, zona de intrare a parcului, și ne propunem pentru anul viitor, scăpând puțin din presiunea cu unitățile școlare acum care trebuie să finalizăm proiectele, și anul următor să prindem de la bun început, în baza unei documentații și a unui proiect, construirea a unei baze sportive acolo, prin dezvoltare, nu știu, așa cum spunea și domnul consilier, poate două, poate trei, funcție de ce se, ce se pretează acolo. Mulțumesc. Dacă nu e cineva care vrea să intervină, dacă nu, supunem la vot amendamentul numărul 4, da? Da. Cine este pentru? Da. Cine este contra? Cine se abține? Amendamentul cu numărul 5. Amendamentul cu numărul 5 se referă la asfaltări, strada Poetul până la biserică, strada Cimitirului Eroilor Poieni până la biserică, strada Tristești numărul 137 la Centru Educativ Cricotna, este jale și acolo, codețul care face juncțiunea dintre strada Salinei și strada Râmul Bălcica. Și asfaltați construirea de parcă sau amenajarea de parcă de la podul de la domnul Brânceanu, peste linie, până la intrarea în instituție la Salina. Bugetul alocat, am zis eu, 1 milion de lei, în acea sursă, este o investiție necesară, care așteaptă de credibilitatea atenția primăriei. Am motivat. Mulțumesc mult. Da, mulțumesc. Dacă vrea cineva să intervină? În completare aș vrea să zic că așa cum reușește primăria Gărmânești să asfalteze de la Bacet și să facă alte construcții, poate reușim și noi, dacă ne propunem și dacă votăm. Deci ați trebuit de la Doctana la mai sus, da. Voi și eu în jur cei care vor mai bine de asta. Supunem la vot amendamentul cu numărul 5. Cine este pentru? Două, trei? Două, da? Da. Cine este contra? Cine se abține? Trecem la următorul amendament. Următorul amendament. Amendamentul numărul 6. Schimbarea conductei de apă de pe strada Ion Creangă. Cred că costă mai puțin de 30.000 de lei, dar n-am primit niciun sprijin din partea aparatului primarului ca să facă o estimare. Și se alocă de la același capitol. Este o conductă din Ardez, care este nocivă pentru sănătate, pentru cetățenii care locuiesc pe acea stradă și face apa rafinată să fie nepotabilă. Mulțumesc! Da. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot, dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Trei voturi pentru. Patru. Cine este contra? Cine se abține? Deci, următorul amendament cu numărul 7, da? Următorul amendament numărul 7.
montarea unui hidrant PSI pe strada Vânător de Munte numărul 6. Investiția, am zis, ar fi undeva la 30.000 de lei, în același capitol bugetar. În caz de incendiu, locuitorii din zonă sunt expuși și nu poate urca o mașină de pompieri. Readuc aminte că domnul fost primar are două aceste hidrante la proprietate pe care o are și noi nu reușim să facem un hidrant la cererea cetățenilor. Mulțumesc frumos! Da. Domnule consilier, dacă voi să vă informez că strada Vânător de Munte nu este apă curentă. Trebuie să-i trasă rețeaua și apoi să mă putem. Ați depus un amendament, domnul proiect? Vă spun ca să știți. Am înțeles, mulțumesc. Doar ați spus că vedeți un singur hidrant. Așa mă mutăm și nu e nicio problemă. Dar problema e alimentarea cu apă. Păi, nici nu ridicați problema. Deci, am spus că am spus că vreți doar un singur hidrant. Că m-am explicat faptul că nu este rețea de apă. Foarte bine. Da. Altcineva care vrea să intervină? Supunem la vot. Amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Deci un singur. Contra? Abțineri? Amendamentul cu numărul 8. Amendamentul cu numărul 8. Amplasarea 5 metri de tenis pentru condiții externe, adică nu mai aerice, da? În diverse parcuri și terenuri de sport. Putem lua exemplu iar de la Moinești și să avem și noi un loc unde copiii să se întâlnească și să facă sport. Am zis undeva la 30.000 de lei, dar sunt mult mai puțin, de la același capitol care l-am identificat. Aveți boală pe capitol. Vă mulțumesc, da. Sunt niște cheltuieli neexplicite, alte cheltuieli. Alte cheltuieli pot fi acestea pe care le-am enumerat până acum. Doar aia. Dacă vrea să intervine cineva... Înseamnă că mai trebuie să accept. Da. Sau scoatem de tot. Tot timpul în Consiliul... Supunem la vot... În anii interior. Da? Tot timpul nu știu de ce acum bateți pe sport, domnul acest, înainte era contra. Când s-a alocat niște sume pentru sport, că sunt majoritatea suntem aici. Nu era de acord. Zicea că copiii pot... Că se un miliard pentru sport, mai poate să ajungă dumneavoastră, era... Domnul Muciucă, puteți vorbi și mai încet? Sigur. Vă rog. Când era vorba de sport, spunea copiii pot făci sport și pe stradă, ce trebuie eu acolo? Nu e adevărat, iar mințiți. Avem procesele pe bani, acelorate... Și nu uităm cu procesele pe bani. Nu mai discutăm de acolo, acolo. Dar așa, multe nevoi, dar trebuie să fiți cam, trebuie într-un buget. Da, supunem la vot, dacă mai sunt discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Trei voturi? Domnul Răcănuță și numai. Pentru. Cine este contra? Cine se abține? Următorul amendament, mai aveți două, da? Da. Vă rog. Amendamentul numărul 9. Sprijinirea prin alocarea 200.000 de lei, centrului aftăstul Asociația Anastasia, bancii sunt doar de la același capitol bugetar, orașul are nevoie stringentă de un aftăstul și de sprijinirea și dezvoltarea. Aftăstulul nu este un moft, este o necesitate. Dacă tot îl avem, haideți să-l sprijinim. Intervine cineva? Punem la vot. Cine este pentru? Patru. 5, 6 voturi. 6. Cine este contra? Cine se abține? Aici doar o singură precizare. N-am vrut să intervin înainte ca să... Deci haideți să lăpărim un pic lucrurile legislativ. În primul rând, Asociația Anastasia este un ONG. ONG, da, de-am nu mi-aduc aminte să vă fi trebuit. Și consiliile locale pot finanța ONG-uri în baza unei legislații la solicitarea dumneavoastră. Susținem orice formă de învățământ, orice formă complementară a învățământului și am susținut și Asociația Fundația Anastasia, cu toate solicitările
dumnealor punctuale. Deci, haideți acum să nu ducem în, să utilizăm niște nume fără a avea acceptul dumnealor. Am acceptul dumnealor. Dacă nu, dacă... Garantez. Eu nu îl contrazic, dar dacă aveam o solicitare oficială a dumnealor, poate că acum era pus în pradă. Eu am avut o discuție cu reprezentanții de acolo și au fost altele solicitările dumnealor. De-aia... Da. Mai aveți punctul 10, da? Da. Vă rog. Alocarea de fonduri pentru extindere rețea de gaze în cartierul Gura Slănic și Țărâncuța. Banii alocați în același cartier. Este evident că alocarea de rezerve pentru creșterea confortului cetățenilor este obligația primăriei. Domnul... Aici e domeniul meu de activitate și vă spun că până la 2 km jumate, conform legii, este gratuită extinderea de rețea de gaze. Și cred că tot orașul se încadrează în acești 2 km jumate. Trebuie partea proastă, există o parte proastă, că alocarea de gaz la banilor nu va să dureze un an sau doi. Dar, din păcate, să nu cetățenii știu că au depus cereri, unii au fost și sfătuiți de aici, de la... I-am sfătuit și eu să depună cereri, să prindă rând, să se suie în tren, cum se spune, și vor primi gaz, vor avea gaz la poartă în mod gratuit, până la 2 km jumate. Știu că și curatorii se încadrează aici chiar și păpuri. Yeah. Indiferent cât de greu ar fi proiectele, cu traversări de râuri, de căi ferate, deci legea spune clar că vor primi gratuit. De asta zic că dacă e păcat să alocăm de la noi bani, în moment ce există legislația asta și deja s-a demarat. Poate, eu am informat că am putut și eu pe toate căile să depună toată lumea cererile. Și o să vedem după aia ce face de gazul. Dar să facem noi... Există, într-adevăr, varianta să se facă pe banii locatarilor, sau, și, dar de gazul va da bani înapoi în 5 ani. A intrat și gaz. Da. Cine nu vrea să stăie la rând, în cazul, sigur, investiții mai mici, poate achita la banii controlarea lucrărilor și va primi înapoi, tot îi va primi înapoi, dar în 5 ani. Deci, eu zic că treaba e demarată aici și... Mai sunt pe piață peste 5 ani. Da, poate numai e gaz, da. Trecem la hidrogen sau la curent electric sau la ceva, da. Deci asta, informația asta o avem acum cu frază. Da. Mulțumesc. Vă rog. În timp ce alte primării s-au văzut și au dus gaze la poartă, numai să se branșeze și așa. Legea s-a schimbat de două luni, de trei luni, nu? Da, da. Normal, prin toamnă a fost, dar știu. Dar am fost cazurile de la Bermânești, că au fost toate cartierile, cred că acum alegeu și Comăniști, care poate pare un pic greu. Dacă mai stau jumătate de ani, primeau, iar chiar știu Comăniștiul care a tras niște proiecte, tocmai pentru a aștepta gratuitatea. Da. Deci, cam asta așa. Orașul nostru, repet, se cadrează cei 2 km jumate și ar trebui și cetățenii din Păcuri să încurajăm să depună. Am vorbit pe ei. Da, sau măcar unul, ultimul, 2, 3 și atunci se duce rețeaua. Deci, eu zic, că suntem pe care aceea bună, cazul ăsta. Da, mulțumesc. Nu am reușit în 3 ani de zile să tragem gaz din parc până la vestiarele de... Știu, am făcut un proiect, da. A spus că faceți proiect gratis și că... Da, și nu s-a mai făcut cererea, da, exact. Da, da, mulțumim frumos. Așa va fi și de la asta. Da, mulțumesc, trecem la... Deci, haideți să nu mai ducem un pic chiar lucrurile în derizoriu cu și într-un populism ieftin. Da, într-adevăr, această utilitate este necesară pentru străzile sau zonele care nu există. Dar de la acest lucru și până la realizarea lui, e un pic de cale lungă. Domnule consilier, vă rog frumos să nu mai argumentați sau să aruncați cu noroi în localitatea Târgovna, a cărui consilier local sunteți, ridicând în slăbi, iar la chiar nu puteți. Ridicând în slăbi toate celelalte localități la care vreau să vă plimbați, așa, probabil, ca turist. Deci eu vă rog foarte frumos să nu mai deformați realitățile, să verificați aceste informații înainte. Pentru că ne ascultă locuitorii și așa dumnealor au o deformare de la nivel național și atunci haideți să fim constructivi. Să vedem ce trebuia să facă administrația locală și n-a făcut
Și nu să nu mai spunem așa, că nu vrea, că nu se poate, că nu știu ce istorie. Vă rog frumos. Mulțumesc. Consiliul Local anterior a depus efort să pornească pe legislația veche, s-au obținut avizele de principiu pentru extindere, erau niște sume calculate și toate astea au venit până în luna septembrie. În luna, la început de octombrie, s-a schimbat legislația. Mulțumesc. Dacă mai este cineva să intervină, dacă nu, se punem la vot ultimul amendament, numărul 10. Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abține? Deci. Acum revenim la proiectul cu numărul 8, da? Privind bugetul, da? Dacă sunt discuții. Domnul Aga, vă rog frumos. Vreau să spun de la început că grupul se răba susține bugetul. Cel puțin să nu fie discuții din cauza grupului. Deși nu s-a sugerat să încercăm să-l oprim, nu o să-l oprim. Sau cel puțin nu am venit cu amendamente la buget. Și vom susține. Avem câteva sugestii. Noi fiind la primul proiect de buget pe care trebuie să-l votăm, vedem poate cu alți ochi decât colegii care mai, au mai fost în legislativele trecute și am analizat și alte bugete de la localitățile din jur sau localități pe care putem compara. O sugestie sau o rugăminte pe viitor, la următorul buget, la dezbaterea publică, să invitați și consilieri locali. Noi am aflat a priori de că a existat dezbatere publică. Un alt lucru ce am rugat înainte, dacă sunt amendamente la buget, rugămintea este să ne le dați înainte, să le putem studia. Și un ultim punct, poate ar trebui să luați în calcul introducerea unor indicatori de performanță la anumite categorii de cheltuieli. Sau, dau un exemplu la cheltuieli de personal. Am comparat Târgu Ocna cu câteva localități. La Târgu Ocna avem 6.950.000. Dărmănești, care are un număr comparabil de locuitori, are 5.110.000. Asta s-ar traduce ca fiecare cetățean din Târgu Ocna să plătească în plus 184.000 de lei pe an pentru acest capitol. Sau, mă rog, efortul financiar să fie mai mare de 184.000 de lei. Asta e un tip de indicator de performanță. Credeu că trebuie să-l introducem. Bine, e o situație. Bine, suntem de acord, dar cred că se poate mai bine. Asta a fost observația. Altcineva, dacă. Nu am să susțin acest buget. Mă abțin. Observ că propunerile sau doleanțele cetățenilor li se găsesc amânări și nu rezolvări. Și consider că mergem mai departe, aproape cum am mers și până acum. Asta este părerea. Da, mulțumim. Vă rog. Stimați colegi, domnule președinte, eu nu sunt de părerea colegului că nu vrem să susținem toate doleanțele comunității. Ba da, le susținem, dar trebuie să fim ancorați și în realitate. Și să vedem dacă poate vreodată, putem duce la definire și să se realiza. Așa, că vrem toată lumea vreme. Dar și când trebuie să vedem dacă avem bani să le facem. Eu vrem și terenul de spor, vrem și... Vrem multe. Da. Domnul Drăgănuț, vă rog. Da, domnule președinte. Am luat cuvântul la Biserica Ortodoxă din Drăgoga, cu Hramul Sfântului Nicolae. Sunt singurul ei din Drăgoga care poartă numele de Nicolae. Și eu am încășinat, da? Și am ce dacă mai sunt colegi care nu le-am știut la voi, la renume. Sunt foarte mulți oameni cu numele de Nicolae, Nicolae, în Drăgoga, așa numai, în toată România. Nu am trecut proiectul, dar putem acorda mai mult atenție acestei biserici, având în vedere că nu sunt slujbe permanente și nu trec preoții pe acolo și nu le ia și, nu știu, lucrări de
E curățenie, vopsi, plantat flori, doar acestea putem să... Întreținem, da. Vă mulțumesc. Da. Mă rog, domnul. Da. Îmi aduc aminte, da? Când mă buget, cheltuielile pe salariile acelor de primăriat au crescut cu peste 1 milion de lei. Performanța nu știu dacă a crescut la fel. De asemenea, domnul primar și-a angajat 2 consilieri personali și un administrator public, ceea ce arată unde și unde este gândul pentru orașul Târgoviște. Mulțumesc! Dacă mă sunt... Vă rog. Eu chiar am un... cum să vă spun? Da, că are 2 consilieri și un administrator. Eu am întâlnit cu cetățenii ai orașului Târgoviște și chiar mi-au spus că, domnule, începe să prindă contul orașul și personal îl fericit pe domnul primar și întreaga echipă. Da. Și vreți mult succes pe mai departe și vă țină tot așa. Vă rog, domnule. Deci am și o sugestie. Dacă s-ar putea la următorul buget să le puneți și anul anterior, ca să putem să facem și noi o comparație. 2020-2021. Sincer să vă spun, nu mă interesează acum 2024-2023. Pentru că până atunci am mai care lucruri și sunt sigur că cifrele astea o să se schimbe în continuu. Da? Dacă s-ar putea și anul anterior și cel este extraordinar. Eu vreau să acord un vot de încredere. Sper și dumneavoastră la început de drum. Și trebuie să avem totuși încredere unii în alții, da? O să vedem pe parcurs, dacă lucrurile au fost de bune, nu? O să comentăm la tine. Da, mulțumesc. Spor la treabă. Vă mulțumesc, dar vă Încasem și reprezentanții executivului care au participat în comisia juridică. La anul, dacă se poate oferi o execuție bugetară la luna decembrie, aprobată prin Consiliul Local. Este greu să comparăm datele, intervin modificări, rectificări și n-ar fi util fiecare consilier să judece mai bine performanțele și necesitățile fondurilor asociate cu fiecare capitol. Atât, asta ce este. Mulțumesc. Are cineva? Eu vreau, eu vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru încrederea pe care o acordați și am în discuțiile personale, în discuțiile din comisii, în discuțiile care au avut loc atunci când ați avut zile de audiență, am încercat să primim acest buget ancorat în realitățile zilei. Umanitatea traversează această perioadă dificilă. Nimeni n-a știut. Europa și România și Târgoviște. Dacă pornim de la cifre, da, este un buget, să-i spunem, foarte strâns. Pentru că, prin alocările bugetare, și nu vreau să spun acum că am fost văduviți. Nu, astea au fost posibilitățile. Spre exemplu, față de sumele anului precedent, am primit, prin formulele de echilibrare a bugetului, un minus de 16 miliarde. Bani vechi. Ei, gândiți-vă că 16 miliarde dintr-un buget de 40 de miliarde bani pe investiții, practic reprezintă aproape 40%. Deci iată că toți facem un efort să gestionăm niște sume ancorate în aceste realități. Și așa cum am prezentat bugetul, și pe partea de cheltuieli de funcționare, și pe partea de cheltuieli de dezvoltare, am vrut să le echilibrăm. Trebuie să asigurăm și curățenie, și iluminat, și spații verzi, și salubrizare, și întreținere unități școlare, și funcționalitatea instituției și cu tot ce înseamnă funcționalitatea asta, și trebuie să mergem și înainte cu proiectele care le avem în derulare. Dacă v-ați uitat și vă mulțumesc frumos că ați studiat lista de investiții, am vrut ca fiecare categorie, fiecare zonă, să fie început un proiect sau să se continue un proiect acolo. Și pe un loc de joacă, și pe o unitate școlară, și pe un spațiu verde, și pe o extindere de apă și canalizare, și pe funcționalitatea unităților de cultură, și pe partea de biserici, și pe partea de programe naționale de tot ce înseamnă de dezvoltare.
Nu este simplu, nu este ușor, este o presiune enormă. Noi am creat împreună cu executivul un buget care să-l ducem noi. Pentru că nu l-am făcut pentru altul și să-l luăm și să-l ducem. Vă mulțumesc pentru încredere și suntem cu toții la un început de drum. E primul buget care îl construim în formula asta. Unii cu experiență, unii cu încredere, unii cu dorință. Țin cont de ceea ce ați propus, domnule Bogdan, pentru că poate nici nu le știm chiar pe toate. Poate nu le putem acoperi chiar pe toate. Dar venim cu încrederea și cu... Eu totdeauna am prezentat lucrurile reale. Vreau să vă spun că, da, cheltuiala de personal întotdeauna este o mare problemă. Peste tot. Dar numărul de personal nu-l stabilim noi. Este reglementat prin lege. Numărul de personal, ieri sau astăzi, a venit prin instituția prefectului, în care ne alocă, printr-un document, 103 posturi la nivel de funcționalitate, 4 posturi pentru serviciul de evidență a persoanelor, 3 posturi pentru poliție locală, nu, 0 pentru poliție locală, 2 posturi pentru mijloacele, autobuze, microbuze școlare, 3 posturi pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, și aici fac ce referire la dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, și de data asta, față de anul trecut, ne alocă și 8 posturi pentru perioadă determinată, pentru dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale în cadrul școlii numărul 1 Târgu Ocna. Deci proiectele cu finanțare europeană sunt compensate și cu niște posturi pentru a găsi specialiști, pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte. Din numărul total de posturi care le avem noi, 164, aveți acolo, îmi cer scuze, s-a omis a se transmite în materiale și mulțumesc, domnule consilier, când ați solicitat să punem în spate anexa. Sunt 164 de posturi la nivel de Consiliul Local Târgu Ocna, din care ocupate 92 și vacante 72. Deci iată că dacă ne ducem pe fiecare structură, eu vi le prezint. Aparatul de specialitate are 84 de posturi, din care 32 sunt vacante. Structurile subordonate, 28 posturi totale, 5 vacante. Aici sunt puține vacante, pentru că celelalte structuri din subordine sunt compartimente cu unul sau două persoane. Și n-ai, trebuie să funcționeze și bibliotecă, și piață, și stadion, și muzeu, câte un om. Vreau să vă spun că avem departamente care abia le ținem la funcționalitate pentru că nu au acoperire în buget, spațiu locativ. Curățenia la spațiu locativ nu avem cu ce să o facem, pentru toate blocurile alea. Și suplinii cu personal de la 416, prin grafic și prin toate celelalte. Deci facem tot ce ne stă în putință ca să evităm risipa. Da, funcționarii publici sunt evaluați în baza unor fișe de evaluare stabilite prin legea funcționarilor publici. Am transmis și celelalte cheltuieli. Ce-a fost amintit mai devreme de un loc de joacă. Avem un loc de joacă care acum nu mai e un loc adevărat și ne-am gândit să modernizăm locul de joacă din centrul orașului, cel din Parcul Trandafirilor, pentru că am observat că acolo este cea mai mare densitate și este și cel mai nefuncțional, să spunem așa, și vrem pe acela să-l facem. Facem un loc de joacă frumos în centru, copiii noștri să-i putem, pentru că aici, dacă va fi să înceapă... Să înceapă investiția, cu siguranță în zona asta centrală vor fi ceva șantiere. Și de aceea, eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt discuții legate de punctul 8, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Bugetul. Pentru? Pentru. Cine este contra? Cine se abține? Și dacă tot suntem la buget, dacă îmi permiteți aici, pentru mai să trecem pe ordinea de zi, vreau să vă spun că astăzi, în ședința de Consiliu Județean Bacău, s-a aprobat asocierea județului Bacău cu orașul Târgu Ocna, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor covor bituminos, executare șanțuri și apostamente pe drumul, pe sectorul de drum județean, DJ116, de la kilometru 16 plus 049 la kilometru 17 849. Este vorba de strada Tisești, care va fi reabilitată de către Consiliu
Consiliul Județean cu o finanțare de 95% de către ei, 5% noi, de la limita cu Pârgărești și până la intersecția cu fântâna cu apă rece. Pentru că de acolo o preluăm noi până la podul Răducanu prin proiectul de valorificare și modernizare turistică. Deci iată că e un efort, aici trebuie să apreciem efortul domnului președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, și cu consilierii județeni care au susținut și au înțeles că și Târgu Ocna ca și stațiune turistică are nevoie de dezvoltare și de sprijin. Și vedeți că până la urmă, dacă ne vom uni, cu siguranță găsim soluții. Mulțumesc! Mă rog! Dar dacă se vânzuie suprapune cu firma care a făcut să ne vândut, cu care trebuia să dea amplasamentul exact cum a fost? Să nu amestecăm lucrurile. Strada Tisești, da. Sale Doctor, astăzi am vorbit cu directorul general de la Chim Complex, care este beneficiarul lucrării, începând de luni, așa mi-a promis astăzi, că au făcut presiune și de luni constructorul vine să reabiliteze porțiunea care a fost afectată. Dar ei trebuie să o reabiliteze doar acel metru care l-au tăiat. E clar că dacă reabilitează pe ăla, strada Tisești este toată hașurată și pe lung de ăla, plus alte intervenții care s-au făcut, fie cu apă, fie cu canal, plus transversal cu toate branșamentele. Și de aceea eu vă rog următorul lucru. Poate aveți cunoștințe, poate aveți locuiți acolo în zonă. Vă rog să transmitem și noi către cetățenii din acea zonă, dacă au lucrări tehnico-edilitare, știu eu, să-și înlocuiască conducta de apă, să-și facă branșament, să știu eu ce mai vrea să facă, să le facă acum perioada asta, până când vor începe lucrările, pentru că după aia o perioadă va trebui să nu ne mai atingem. Vreau să lămuresc un pic și lucru cu strada Poetului Îngrămadă. Acolo este o tasare. Este o tasare, s-a făcut multă discuție pe acel loc. Acolo am lăsat să vedem exact ce se întâmplă, pentru că nu putem să tăiem o stradă, pentru că dacă am tăiat-o, indiferent ce utilaje am aduce, nu mai iese ca și varianta inițială. Și am vrut să vedem, este o tasare pur și simplu naturală, faptul că n-a fost bine făcută infrastructura, sau este iarăși un toret, ceva, o linie de apă care s-a creat acolo. A venit un utilaj care, deși am fost luat în râs că acolo le bate în joc cu pietre, și nu este așa, s-a adus un utilaj de la Onești, este unicat în România, care încearcă să rezolve problemele acestea direct la locul, printr-un amestec făcut la fața locului, între pietre și bitum din ăla. E un utilaj de vreo 300 și ceva de mii de euro, un utilaj performant. L-a făcut, l-a pus, iată că în continuare se lasă. Deci va trebui practic să facem acolo o incizie. Mi-e teamă că dacă e vreo cavernă, că e vreun torent care s-a creat acolo, un vârf subteran, ceva, să nu facem o, știu eu ce gaură acolo. Aveam și noi o stradă mai bună care era și de, oarecum să-i spun, centură, și vom face acolo iar un petic. Aia a fost tot motivul de nu am intervenit. Nu credeți că cineva nu vede acele lucruri? Mulțumesc! Da, domnul Drăgăn. Foarte bine că se vor executa lucrările de asfaltare și de, până asta spus aici, ca să, mă rog, cine dorește să branșeze sau că dacă intervine după, va strica drumul. Nu știu câți ascultă sau nu ascultă, este bine ca o echipă din partea primăriei să deplaseze în care și să identifice locuri unde nu s-au făcut branșe și eventual să acordați un sprijin, un ajutor celor care nu și-au făcut branșamente și nu au potențial financiar, cumva, un sprijin. Pentru că ulterior vor dori să se acordeze și nu vor putea pentru că distrug iar asfaltul, apar inconveniente. Deci cumva e bine să trimiteți în teren pe cineva să identifice și să îi grăbească, să se branșeze. Mulțumesc. Cu plăcere. Această acțiune a demarat începând de ieri, iar compania regională de apă ne-a notificat că într-un termen foarte scurt, pentru derularea proiectului de investiție pe canalizare, suntem condiționați de creșterea numărului de branșamente pe primul proiect. Actualmente, din 1200 și ceva de gospodării care ar trebui să fie branșate la sistemul de canalizare vechi, sunt branșate vreo 200, deci aproximativ 20%. Și am demarat acum o campanie, transmitem fiecărui proprietar care are în dreptul proprietății cămin de branșament, să facă tot efortul și să facă branșamentul. Pentru că vom fi condiționați de următorii bani de acest proiect, de acest procent.
E o treabă complexă. Nu toți proprietarii dețin soluția tehnică, pentru că aici este o mare problemă, că unii au în spatele casei și greu trebuie să faci tot felul de modificări, și de, pentru că această apă menajeră nu poate fi dusă precum apa într-o formă decât prin cămine de schimbare de direcție. Unii nu au nici capacitatea financiară și de aceea vă rog împreună să transmiteți dumneavoastră această solicitare a comunității, pentru că ar fi păcat să vă începe programul probabil și acel proiect cu 23 de străzi. E să evităm ca ceea ce se face azi să strici mâine. Eu cred că pentru un efort comun și am primit în partea mea să întotdeauna sprijin și chiar mesajele au plecat constructiv către comunitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la punctul 9, dar mai sunt discuții, nu mai sunt, da? Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Târgu Ocna în domeniul privat al orașului Târgu Ocna, unui imobil, construcție fosta secției ORL plus bloc alimentar situat în orașul Târgu Ocna, strada Bisești, numărul 45, în vederea scoaterii din funcție prin demolare. Vă rog frumos raportul de avizare Comisia Juristică. Avis favorabil. Comisia de Urbanism. Avis favorabil, nominalitate. Comisia Economică. Avis favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Dacă sunt discuții, vă rog. Am mai fost o situație de genul ăsta pentru demorări, pentru fostul cămin de pete, școala numărul 4 Bisești. Și aceeași situație a noastră, că eu am făcut expertiză tehnică, doar că mai poate fi consumare sau nu. Că chestia aia cu 70 de ani de echipe, nu prea dar țin. Vedeți, poate de mora, e la puteță tehnică. Cunoașteți clădirea? Ați văzut-o acum în ultimul timp? Eu întreb dacă s-a făcut expertiză. Că dacă eu nu zic, ce ți-mi faci expertiză la ce? Dar vom face expertiză. Dacă e 70 de ani, deci facem expertiză, da. Vizita ta trebuie. Da, dar am dat un proiect, eu hotăr că dărâmă ce mai facem expertiză. Dar nu face parte din documentația de demolare a ei. Avem o expertiză care spune că nu. Tocmai de aceea s-au și făcut acea asociere cu Consiliul de Țean și să construiesc acolo cele 4 locuințe în cadrul acelui proiect. Și clar că această, dacă v-ați uitat și ați spus acolo, vedeți că, practic, acele construcții nu pot fi finalizate datorită acestei clădiri. S-au lipit unele de altele. Plus că acea construcție, datorită uzurii fizice, arată cum arată. A fost o construcție făcută în anii aceia, pe moloane, care e crăpată toată. Dacă am putea să o salvăm, n-ar fi fost o problemă. De a ne oprim și cu cele din partea aia la alta. Și pas cu pas, mai prindem un proiect, mai le analizăm și pe alea. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții pe punctul 9, atâta eu vreau să spun că demolarea unei clădiri presupune eliberarea unei autorizații de desfințare, iar pentru obținerea autorizației de desfințare este necesar acest proiect de hotărâre. Deci nu putem să intervenim asupra unor bunuri imobili aflate în domeniul public al orașului. Și e un demers început de ceva timp. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Rusu? Rusu, da. Pentru. Cine este contra? Dacă se abține cineva? Domnul președinte, bună, domnul Rusu, poate să stea fără mască. Nu, că este mijloc de transport. Cred că e acasă. Eu glumă, pot să salutăm. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind avizul planului urbanism, de planului de urbanism zonal pentru terenul situat în strada Cartier Foien, Târgu Ocna, pentru investiția și construirea pensiunii anexe și împrejurii. Comisia Juridică. Comisia avis favorabil. Urbanism? Da. Mai vei de spus și eu. Dar domnul Măciucă ce are niște explicații aici. Da. Vă rog, domnul Măciucă. Nu, la amplasarea cu publica, la acela. Ok, la acela, ok. Aviz favorabil, în unanimitate. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, să spunem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Domnul Rusu.
Pentru proiectul POS? Este. Cine este contra? Dacă se abține cineva? Deci, în unanimitate, da? Punctul 11. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal pentru teren situat în orașul Târgău în amosoare extravilan pentru investiția amplasare cort evenimente demontabile. Da? Comisia juridică? Da, vreau să știu și eu cum este posibil începerea unei lucrări și luat-o avizului în Consiliul Local de Guvern. Am cerut să se pună, să am întrebat dacă este are autorizație de construcție, s-a zis că da, dar numai declarativ, adică nu este un panou în care toată lumea să vadă ce se întâmplă acolo, eventual să-mi facă sesizări la mediu dacă sunt probleme, ceea ce arată că... Sunteți specializat din asta cu sesizările. Da? Da. Nu, de acum voi face multe, că primăria este neconformă în multe domenii. Nu s-a pus, panou de informare nici măcar la salonul cum am rugat, ca să știm și noi de când până când, ce se întâmplă și așa mai departe. Ceea ce începe cu gândul la alte lucruri urâte. Mulțumesc frumos! Domnul Comisia de Urbanism. Aviz favorabil, în unanimitate. Da. Dacă sunt discuții, alte discuții? Mă rog. Foarte bună ideea în plasării acestui port demontabil în afara orașului, trebuie să spun. Țin minte că înainte domnul care vrea să-și facă aici avea un centru și chiar se auzea, era zgomot. Este o idee foarte bună. Ar trebui să-i încurajăm. Să-i susținem. Orice investiție care se derulează în oraș poate crea odată un loc de minim, un loc de muncă, este de nevoie. Da. Dacă mai sunt alte lucruri. Cu respectarea legii. Adică panoul de informare face parte din lege. Scuza, doar de Bogra nu respectă. Mai ce contare timpul. Mulțumim, da? Și nu se acordă să consiliar de construcție. Mă scuza, dar trebuie să fiți primul care respectați legea și să vă plătiți impozitele care le generați din alte, le obțineți din alte venituri. E, nu. Nu, desfarea altă. Nu, nu, e vreau să discutim. Da. Bună. Nu aveți bani la buget? E vorba de principiu. Nu scadă noastră, s-ar putea să nu mai are. E vorba de principiu, domnul consilier. Da, dar cum aveți salariu? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Mulțumesc. Cine este contra? Cine este contra? Este cineva? Nu. Dacă se abține cineva. Punctul numărul 12, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubrizare pentru societatea Compania de Utilități Publice Târgu Ogna S.A. pentru utilizatorii non-casnici de pe raza administrativă a orașului Târgu Ogna. Raportul de avizare Comisia Juridică. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil în unanimitate. Comisia Economică? Aviz favorabil 5 voturi. Dacă sunt discuții. Supunem la vot. Nu, sunt discuții. Da. Deci tariful este prea mare pentru serviciile oferite, asta vreau să zic, dar asta nu vă trec acest. Da. Dacă mai e cineva? Nu, am să spun că e prea greu. Da, într-adevăr, până la urmă, tot agentul economic, inspirarea lui, mică, mare, majoranea, dar tot el o va. Toate prețurile au crescut. Asta vreau să spun. Acum, trebuie să ținem cont și de imediat. Dar ce știți? Bata. N-avem cum. Dacă mai e cineva, toată lumea susținem acesta, nu doar agentul economic, pentru că și noi, ca și intermediari între populație și operatori economici, plătim același preț. E clar că acest preț nu a mai fost actualizat atât timp. Astea sunt costurile cu acest serviciu de salubrizare. Acum, în valul acesta din creștere, atunci prețul e normal să crească și aici. Pentru creștere, 100% de luni 2018, dar în 2018, în 2018, totuși câțiva ani.
Supunem la vot. Cine este pentru? Cum sunteți? Pentru sau contra? Pentru. Cine este contra? Dacă se abține cineva? A fost adoptat. Proiectul cu numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului digitalizarea patrimoniului faza 1, circuitul monumentelor cu codul QR. Comisia juridică. Comisia de urbanism? Aviz favorabil, unanimitate. Comisia economică? Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5, felicitări inițiatorului. Da. Dacă sunt discuții? Aș vrea să prezint puțin pe scurt pe proiectul. L-am văzut. L-ați văzut? Da. Ați calat un vot. Vreau să vă arăt cum arată la fiecare moment din Arbele Iulia, lângă monument, este o plăcuță de genul acesta. E simplu, cu telefon se scanează acest cod, care e codul QR, și proiectul nu ar putea fi pus în aplicare dacă nu ar fi, nu s-ar sprijini pe munca făcută până acum de aparatul primăriei și de cei de la Centrul de Informare Turistică, pentru că codul QR nu este decât un link care te duce undeva. Dacă nu are unde să te ducă, nu te duce nicăieri. Propunerea mea este ca orice turist sau cine va scana acest cod QR și Târgu Ocnede, cred că ar trebui să fie interesat, link-ul se meargă către pagina web a Centrului de Informare Turistică, unde deja pentru majoritatea punctelor de interes avem ceva informații, avem ceva fotografii, sunt niște tot baza informației se poate construi. Da. Dar vine în întâmpinarea unui nevoi de turism modern și îl aduce pe turism mai aproape de comunitate. Cam asta este ideea. Acum am fi primit în Moldova care facem așa ceva. Mai sunt, din câte știu eu, două inițiative în Ardeal, una în Alba Iulia, una în Sibiu. București a aprobat în septembrie și pare că Iași au și un astfel de proiect, dar încă n-a ajuns pe masa Consiliului Local, deci Târgu Ocnede ar putea să fie primul. Informațiile o să fie în două, în mai multe limbi, adică română și engleză sau obligatorie, da? Depinde, da. Asta sunt detalii, cred că sunt 4 limbi deja pe toată circulație internațională. Se pot adăuga, dar cred că este română, engleză, franceză și italiană, dacă este și rusă. Și rusă. Și rusă. O altă sugestie care a venit în urma acestui proiect de la niște tineri din Târgu Ocnea, să construim niște trasee tematice, pornind de la motoul stațiunii. Adică să avem traseu pentru credință, care să ghideze cumva turistul pe obiectivele de credință, pe frumusețe și pe eroism. Eroism e clar, frumusețe probabil pe centrele balneare sau ce de relaxare de trebuie. Noi putem construi alte sugestii, gen unde pot să-și petreacă timpul liber, dar faza aceasta vrea ca la fiecare moment să avem un cod QR care poate fi citit și care să ne ducă pe site-ul Centrului de Informare Turistică. Da, mulțumesc frumos! Dacă vă aș întreba pe domnul, ați spus acolo bazat pe credință, nu mă referim la locașii de cult, nu? Care da. E tocmai de ce era bine oameni. Față de biserica asta cu Nicolae. Eu o să vă ce spune proiectul. Să nu recontradice că spune Nicolae. Îi mulțumim frumos. Da, susținem această inițiativă a domnului consilier. Chiar e necesară pentru că astăzi suntem cu toții dependenți de informatizare, de telefon, de, vedeți acum, promovarea e obiectivul numărul 1 și chiar trebuie pentru că ani de zile au fost făcute acele panouri din material care au fost acum datorită ultravioletelor s-au șters, o să le schimbăm cu totul și introducem și aceste aplicații. Chiar dacă acum să fac facem o completare mică, săptămâna asta am avut deosebită plăcere să avem oaspeți importanți. Am avut doi ambasadori, ambasadorul Palestinei și ambasadorul statului Belarus.
și atașații de probleme economice ale Olandei, Federației Ruse, oameni care au venit în zonă în baza unui proiect inițiat de o asociație, în completare cu asociația Mompesa, din care și noi facem parte. S-a derulat pe Târgocna, Slănic, Dărbănești, Comănești și Moinești, un proiect de promovare a Băii Trotușului. Vreau să vă transmit în nume, din partea dumnealor, un mesaj de felicitare pentru comunitatea noastră. Au vizitat și mina, am schimbat și câteva idei aici, am prezentat puțin datele noastre, au rămas încântați și au spus că, așa cum au, în final, au spus că zona noastră, Târgocna, Slănic și toată Valea Trotușului, potențialul de dezvoltare turistică este enorm. Puține state europene sau non-europene mai au valorile astea pe care trebuie să le promovăm. Faptul că avem aceste izvoare înregistrate și zilele trecute am primit încă o prelungire în exploatarea lor de un an de zile, pentru că așa sunt procedurile, este un lucru extraordinar. Da, mulțumim. Dacă mai e cineva care vrea să aducă completări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Cine este contra? Dacă se abține cineva. Și colegul e liber. Da? Da. La baie. Da. Deci am epuizat toate momentele. Dacă este discuție, dacă nu, declar ședința închisă. Nu se pun cu dubeste, dar vreau, primul rând, să mulțumesc domnului consilier Rusu că iată a deschis această posibilitate de a fi prezent orice consilier la dezbaterile consiliului local și nu numai. Și trebuie să apreciem că a ales, chiar dacă se află într-un mijloc de transport, iată că se poate și la Târgocna. Ne dorim să, din puținul care avem, să accesorizăm mai bine sala, să se audă, pentru că vedeți și în transmisiile live, doar pe telefon sau doar pe camere nu sunt preluate sunetele perfect și vrem să o accesorizăm în sensul ăsta. Sperăm să și reușim, să o facem și cu iluminat suficient. Pentru că trăim în era asta digitalizării. Câteva zile în urmă am accesorizat ceea ce v-am spus și în ședința trecută, că este un nou format a site-ului de prezentare a localității, a primăriei Târgocna, și chiar vă rog să-l rulați și acolo unde constatăm că pot fi îmbunătățiri, că ceva nu funcționează, că poate anumite date nu se corelează cu celelalte, vă rog să ne semnalați, pentru că până la urmă site-ul este un loc de informare, cu toții suntem dependenți astăzi de informații. Mulțumesc! Da. Întrebări interpelă răspunsul, vă rog. Eu aș întreba, nu toți consilierii suntem la fel, nu știu care dintre noi ar fi așa cum este domnul dincolo pe cameră, știți? Poate că unii nu s-ar desfășura cu ușurință, sunt consilieri mai... Problema mea, e că tot autobuzul a auzit ședința noastră, nu știu dacă știi. Deci este foarte transparent. Să știți că este o modalitate modernă, deci chiar nu-i vedeam alături de executiv. Eu chiar nu vedeam alături de executiv să dotăm printr-o achiziție, să achiziționăm niște tablete care să fie toate accesorizate cu programele de rulaj, pentru ca toate materialele de ședință, și nu numai materialele de ședință, și informațiile să le schimbăm acolo, să le aveți la îndemână și atunci va fi mult mai facil și mult mai simplu. Toate sunt conectate la sistemul wireless sau la sistemul de date și, vedeți, uneori poate fi și o sincopă. Și mulțumesc domnilor consilieri care, după ce au fost puse materialele, ați constatat că ceva a fost omis. N-a fost din reavoință, nici, pur și simplu. Da, vă rog, domnul Munci. Cu interpelare pentru domnul viceprimar, a fost la tribunul Salinei, unde parcarea s-a construit sau nu pe domeniul public, fără autorizație, trebuie să ne spuneți? Unde, la parcare? Da. La curbă. Nu. Deci este conform proiectului. Deci, conform proiectului, unde? Partea aia de teren este a noastră, n-a fost dată în concesiune. Și
Păi și e liberă. Pe liberă. Și acum liber acolo. Este liberă și este doar dreptul de servitude. Pentru că parcarea respectivă trebuie să... S-au înglobat niște recipiente acolo. Și s-au făcut construcții și amenajări pe domeniul public. Se face. Pe domeniul nostru. Deci este o părere, da? Panouri de informare s-au început lucrările la școala numărul 1. A spus că s-a dat avizul de începere. Când s-a dat acest aviz și de ce nu apare panoul de gata? Ne puteți spune? Altă întrebare. Casă. Altă întrebare, bine. La blocul ANL, guranile de scurgere aruncă în cap, cel de lângă, aruncă în capul cetățenilor în bloc, cel de lângă patul trandafirilor și plus că sunt bălți, ar trebui puțin amenajat acolo. De asemenea, pe lângă în fotul cimitirului eroilor sovietice este o baltă care trenează când de zile și aia ar trebui rezolvată, probabil la toate scurgerele de acolo. La familia Grozescu, în Vâlcele, știu că ați schimbat câteva becuri, dar ați ocolit chiar stâlpul de la Coarta de domnului Grozescu. Și aș dori să dați curs tuturor doleanțelor cetățenilor, pentru că lucrări parțiale nu aduce mulțumire în oraș. Da? Mă refer la strada Ion Creangă, care a fost rezolvată parțial și parțial a rămas. Mulțumesc. Dacă mai e cineva? Dacă nu, permiteți-mi că acum am praf de sărbători pascale, să vă urez sărbători binecuvântate, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, să petrecem cu toții frumos și floriile și sărbătoarea de drama confesiunii catolice și Sfântul Gheorghe. Iată că sunt câteva sărbători ale creștinătății importante. Vă urez tot ce este mai frumos, multă, multă sănătate, că avem nevoie de ea. Și numai bine. Mulțumesc! De toată amintită, fetiță, mulțumim frumos!